Politicienii hunedoreni și-au demonstrat hărnicia în lunga cernii la un concurs de cosit. După câteva brazde și-au dat seama că e mult mai plăcut în Parlament. Unde e mai ușor? La câmp sau pe băncile Parlamentului? Categoric pe băncile Parlamentului. Câte kilograme am slăbit? Da. Nu știu, trebuie să mă cântăresc să vedem acum câte... ce înseamnă munca de cosaș. Greu. Este frumos. Au fost însă și parlamentari care și-ar dori să stea mai mult pe câmp decât într-un fotoliu la București. Cum e mai ușor? La coasă sau în parlament? La coasă. De ce? Pentru că aici ai soare, ai lumină, îți miști corpul, e cald, faci mișcare. Oricum, toți au fost de acord că după câteva brazde merită o pauză de masă. Primarul de la Lunca Cernii și de la Totești au fost elevii mei. Hărnicia parlamentarilor a fost evaluată cu ochi critic de sătenii din Lunca Cernii. S-a pricep puțin, dar nu ca noi. Trebuie să știe cum să bate coasa, cum să o ascute, cum să aranjează, să meargă bine. Știe să se tragă cu ea. Credeți că le-a fost greu să vină din răcoarea Parlamentului în Arșița? De greu. Acolo cred că este mai confortabil. Aici e puțin mai... cu transpirație, mai puțin mai greu. Efortul politicienilor a avut un scop nobil, de a atrage atenția asupra zonelor depopulate. În același scop, în toamnă, politicienii se vor întrece din nou la arat și tăiat lemne. Bă, cel mai greu!